Severinenii sunt conștiincioși când vine vorba despre plata taxelor și impozitelor locale, cel puțin în 2017. Comparativ cu anul trecut, în primele trei luni, încasările sunt mai mari cu peste 1 milion de lei. Până la 31 martie rămâne valabilă bonificația de 10% pentru cei care aleg să-și plătească integral dările către stat pentru acest an. Avem o creștere la nivelul încasărilor în valoare de 1.135.000 de lei. Asta înseamnă 11 miliarde în banii vechi. Totodată trebuie să anunțăm cetățenii că bonificația de 10% pentru plata impozitelor integral până la 31 martie se acordă în continuare și rugăm să se prezinte pentru a beneficia de această facilitate. Sunt însă și persoane care au datorii la Direcția de Taxe și Impozite. 10.000 de severineni au primit somații de plată. Trebuie să atenționăm pe toți cei care au omis să plătească impozitele și taxele locale aferente anului 2016 și a anilor precedenți, că s-a demarat procedura de executare silită, astfel că de la începutul anului și până la data de 16 martie au fost emise un număr de 10.000 de somații de plată pentru toți cei care au omis plata acestor impozite și taxe locale. Persoanele fizice care își plătesc până la 31 martie taxele și impozitele locale primesc o bonificație de 10%, iar cele juridice de 5%.